Începând cu această lună, pensionarii nu vor mai primi sume de bani în plus la pensie, care reprezentau drepturile restante reținute pentru Casa Asigurărilor Sociale de Sănătate. Încă de la începutul acestei luni au început să vină persoane care să reclame la Casa de Pensii că i-a fost diminuată pensia. În momentul de față sunt sesizări din partea pensionarilor cu privire la faptul că li s-a micșorat pensia. Încercăm să explicăm și pe această cale că această eșalonare s-a terminat începând de luna aceasta și pensiile dumneavoastră nu s-au diminuat. Doar că nu mai apare acea restituire a CSE-ului pe cuponul de pensie. Pentru sumele reținute în perioada ianuarie-martie 2011, restituirea s-a realizat în tranșe egale în perioada iunie-august 2012. Pentru sumele reținute în perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea s-a realizat conform graficului prevăzut în hotărârea de guvern în perioada septembrie 2012-septembrie 2013. La vremea respectivă, majoritatea persoanelor care depășeau 740 de lei aveau obligația de a să li se rețină sănătate pentru întreaga sumă. Urmarea unei decizii a Curții Constituționale s-a revenit și doar pentru sumele care depășesc pensia de 740 de lei se vor reține contribuții de sănătate. Iar pentru cei care s-au reținut, li s-a reținut pentru toată pensia, guvernul a restituit acea contribuție. Ultima lună de achitare a acestor drepturi a fost luna septembrie 2013. Începând cu drepturile cuvenite lunii octombrie, pe taloanele de pensie nu vor mai apărea sume de restituit, sume care au fost evidențiate distinct la rubrica drepturi restante pentru perioade anterioare. Angajații casei de pensii susțin că pensiile își păstrează același cuantum corespunzător punctajului mediu anual și valorii punctului de pensie în vigoare la această dată, elemente înscrise vizibil pe talonul de pensie.